În această seară veți afla cum trăiesc 10 suflete în doar două cămeruțe. Un trai nu tocmai ușor, însă bucuria că sunt împreună și îi iau pe părinți alături reprezintă speranța lor. Băieții cei mari au plecat și ei la muncă să-i ajute pe părinți să cumpere căsuța în care locuiesc. Mama muncește cu ziua pe unde apucă, în agricultură sau unde mai găsește de treabă. E greu, dar mă descurc cu dânsă. M-am obișnuit cu dânsă, nu știu ce faci. Am trebuit să cresc în continuare, să-i văd mari. Ne aflăm în Orășeni, în Vale, pe un vârf de deal. Cum este să trăiți atâtea persoane în două cămăruțe? E greu, dar nu avem și fașic, dacă asta e situația, că n-are cine să ne ajute, nimeni nu avem, părinții lui ea nu, a mea nu, și amândoi ne-am luat și n-am avut nimic până ne-am luat casa. Ei ar mai avea nevoie de materiale de construcție pentru a-și putea termina căsuța în care își duc traiul. Și cum vă descurcați cu atâtea lipsuri? Cu hrana, de exemplu, cu alimentele. Am mai, eu mai adus de unze, mai ne descurcăm așa, mai împrumutăm, mai lucrează omul, mi-e de mai... Și ei știam o situația noastră, că vede că e greu și... Care a fost momentul cel mai greu când v-a cerut ceva și n-ați putut să... Cum l-ați depășit? Vă aduceți aminte un moment de acesta? Da, că fiindcă toți aveau telefoane și îi se lăudau alții, al veșină pe aici și nu, le-am zis, nu avem posibilitate și eu înțeles că nu avem să le dăm sau la școală. Mă ducem la treabă și le dăm dimineața bani la școală, le dăm 2 lei. Că... Întreaga poveste acestei familii numeroase o puteți urmări pe Somax TV în cadrul emisiunii Inimă pentru Inimă. Emisiunea va fi difuzată de la ora 19:30 și este realizată de către Andreea Ursu.